În ultima perioadă, atât buzoienii de rând cât și jurnaliștii au semnalat starea de degradare a municipiului Buzău. Gardurile vii, netoaletate și iarba netăiată în mare parte din oraș dau o imagine deloc plăcută oricui tranzitează municipiul. Întrebați despre lipsa echipelor din teren care să curețe spațiile verzi, reprezentanții municipalității au ridicat problema lipsei banilor. Weekendul trecut și deputatul PNL Gabriela Vrămescu a postat pe pagina de socializare un mesaj însoțit de fotografii mai mult decât grăitoare. Știți vorba aia, afară-i vopsit gardul, înăuntru leopardul? Eu zic că ăsta ar putea fi sloganul primăriei Buzău. În aceste condiții, eu îi propun domnului Toma o strategie de marketing care ar putea să îl ajute noua campanie Buzăul Verde. Prin urmare, pornind de la ideea agreată de foarte mulți amatori de fotografii în decoruri naturale, respectiv poze în lanul de rapiță sau de lavandă, vă dezvălui un nou concept de Instagram unic în țară, lanul de bălării din Buzău. Aceasta este doar o parte din mesajul postat de deputatul Gabriel Avrămescu.